acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Suntem în direct cu Arena Națională din București, FCSB Oțelul, meciul care încheie ziua de fotbal în Superliga. FCSB locul 1 cu 37 de puncte. Adversarul de astăzi, Oțelul, este una dintre cele două formații care nu au pierdut în deplasare. Oțelul și Universitatea Cluj sunt aceste două echipe. Mai mult a venit Dorinel Munteanu, supărat pe criticile pe care le-a adus la un moment dat Gigi Becali formației sale și felului în care i-a aranjat pe jucătorii meciul cu Universitatea Craiova, și Dorinel Munteanu a spus: o să vadă Gigi, vin la București să-l bat. În ultima vreme lasă jocul să continue și este 1-0 pentru Galați. 1-0, a căzut Ovidiu Popescu. O decizie curajoasă a lui Bârsan, dar cred că este mai aproape de adevăr să lase jocul să continue. Alexandru, da, nu e fault. Într-adevăr, Teles e, da. Și Galațiul deschide rapid scorul. Așa se întâmplă când jucătorii tăi, în mod evident, nu au valoarea necesară pentru a face pasele astea mici aici. Le-am văzut mai devreme cu erori, astfel de acțiuni și în partida dintre City și Tottenham. Penegreanul execută, trimite bine în careu, vine Miculescu, ratează Miculescu. Extraordinar, ce ratare! Să fi trecut mingea? Nu. Nu. Nici vorbă. Nici vorbă. N-ai ce să dai la faza asta decât să lași jocul să continue sau să reiei, mă rog, s-a oprit. Știi ce? Penal la Cisotti. Să nu fie, nu fie atent, că uite la Miculescu. Când aici sunt doi jucători de la Galați contra 4 de la FCSB. Ghezana trece pe lângă minge. Bodisteanu. Și fază încheiată frumos. Pop. De Pop. Alex Pop din voleu. Nu ar fi păcălit pe Târnovanu. Dacă prindea și red plin, nu cred că mai avea ce să facă Târnovanu. S-a întins după ea. Da. Dacă ar fi... Se întoarce mingea la Teles, combinație frumoasă. Pop! Scoate Târnovanu. Aproape de 2-0 Oțelul. Dar foarte bine se demarcă Radunovici. Boxează Durbozoanca. Cade spectaculos Dawa. Vine șutul Ovidiu Popescu, dar vine acolo și un contact. Dawa nu este împins. Aici nu se întâmplă. Frumoasă minge săltată. Ce fază frumoasă! Ce fază frumoasă! Fac fotbaliștii gălățeni. Această fază în care efectiv a fost... n-aș zice umiliți, dar au fost jucați în picioare. Șutul din apropiere și iată un 3 contra 3. Se repliază acum jucătorii. Șutul 2-0 îl scrie Cisotti. Da, Cisotti. Da, capitanul Cisotti face 2-0. Zis și făcut. Promisiune onorată până acum. Pentru că Oțelul este o echipă cu antrenor. Exact. Fii patron, nu antrenor. Dar fii patron, nu antrenor. Lasă să fie ce vrei. Emil Oțelu joacă fotbal. Recuperare, spuneam, o echipă care atunci când are ocazia contraatacă, merge, o face tăios, o face precis. Trei jucători de la FCSB se retrag după Cisotti, dar o fac nefericit, nepotrivit. Maciel, pasă decisivă pentru Cisotti. Oțelul manevrează dezinvolt, cu un minut mai devreme a avut șansa golului. Totul este dirijat de domnul Cujilț. Domnul Dinci, scuze. 2-0 pentru Oțelul. Asta este și efectul celui care vorbește direct cu patronul. Jucător talentat, dar cu statut special. Își permite, crede că își permite să facă orice.